Bună seara, dragi prieteni, este luni seara, așadar avem emisiunea Statul de Drept difuzată live pe paginile de Facebook și YouTube ale RTS Radio Televiziunea Severin și Accent TV, dar și pe canalul Accent TV pe care îl puteți recepționa în rețeaua Digi, canalul 206. În această seară ne-am propus să discutăm puțin altfel, să mai lăsăm puțin politica la o parte, dar și toate alte grozăvii care sunt în jurul nostru și să discutăm despre lucruri mai frumoase, cum ar fi sportul și cum ai putea să discutăm despre sport, sportul mehedințean, evident, decât cu un jurnalist sportiv, alături de mine colegul meu Mircea Oglindoiu. Bună seara, Mircea, bun revenit la noi în studio. Bună seara, Romeo, mulțumesc de invitație. Într-adevăr, a trecut ceva vreme de când ne-am mai văzut în acest cadru oficial, însă revin de fiecare dată cu plăcere. Cu ocazia asta suntem și pe Accent TV și salut și Gorgiul. Da, am vrut să vorbim în seara asta puțin de sportul mehedințean, pentru că este foarte multă vreme de când am mai avut și noi echipe în Liga a doua, sau Divizia B, cum se numea odată, și chiar în Liga 1 am avut o echipă. A trecut multă vreme de când pe stadionul din Severin vedeam și noi echipe din Superliga de astăzi și ne zbatem cumva într-o mediocritate, așa să spunem, de Liga 3 și Liga 4. Și nu asta ar fi problema, ci iată și cu un fotbal plin de incidente, adică cu incidente nedorite pe terenul de joc. Și aș vrea să începem chiar cu asta, să vorbim despre meciul dintre Recolta Dănceu și FC Sohodor, cred că, desfășurat la Dănceu. Cum ți s-a părut? Tu faci jurnalist sportiv de foarte multă vreme. Da, într-adevăr, aș vrea să începem treptat, fiindcă ai spus că n-am mai avut fotbal pe stadionul municipal între Beta Turn Severin, mă refer la o echipă locală din 2013, când Gaz Metan Severin a retrogradat în Liga 1, din Liga 1, și într-o lună s-a și desfințat, fiind înglodată în datorii la vremea respectivă, undeva la 800.000 de euro, din câte știu eu. De atunci n-am mai avut nicio reprezentantă, nici măcar în Liga 3. De Liga 2 nu mai este cazul. Avem într-adevăr o echipă limitrofă, care aparține comunei limitrofe Severinului, Viitorul Șimian. A făcut o figură frumoasă, însă din punctul meu de vedere, la valoarea lotului și al bugetului, trebuiau să fie pe primul loc. Însă fiecare știe cum își gestionează. Să revin la subiectul nostru. Într-adevăr, s-au încheiat campionatele județene, sezonul 2022-2023, iar la Mehedinți campion a fost, la fel ca anul trecut, Recolta Dănceu. Tot la fel ca anul trecut, campioana de la Mehedinți a întâlnit, conform tragerii la sorți efectuate în luna februarie de Federația Română de Fotbal, a întâlnit reprezentanta Aradului. Dacă în 2022 a jucat cu ACB Ineu, iar mehedințenii de la Dănceu au pierdut cu scorul general de 11-2, sâmbătă au întâlnit CS Sohodor, campioana ediției actuale. Din păcate, meciul n-a mai apucat să termine în timpul regulamentar. Au fost niște evenimente reprobabile. Mai exact, arbitrul partidei a fluierat în minutul 50 și finalul jocului. De ce? Din cauza faptului că mai mulți jucători ai echipei gazdă l-au lovit conform spuselor sau înscriselor din raportul de arbitraj, iar și în același timp ar fi fost și jignit și arbitru central. Practic arbitru, că ceilalți sunt arbitri asistenți conform noilor reglementări. Arbitrul a scris în raport că i s-au adresat și cuvinte jignitoare, calomnioase și rasiste, iar sancțiunile, din punctul meu de vedere, o să treacă de 50.000 de lei. Comisia, mă scuz Romeo, de disciplină și etică a Federației Române de Fotbal se va întâlni miercuri și va lua o decizie în privința celor 4 jucători eliminați. 5, de fapt, 3 jucători și 2 antrenori. Bun, înțeleg că, printre altele, colaborezi și cu Agenția Județeană de Fotbal și știi foarte bine cum se mișcă lucrurile în forurile de conducere ale fotbalului românesc. Astfel de fapte sunt drastic pedepsite de Federația Română de Fotbal. Sunt foarte drastici, fiindcă aceste meciuri de baraj nu mai intră în organizarea AJF-urilor. Fiind vorba de promovare la Liga 3, Federația Română de Fotbal este organizatoarea acestor meciuri, iar sancțiunile sunt de nivelul Ligii 3. Adică pentru așa ceva nu te iartă nimeni. Da, sancțiunile sunt mai drastice decât ar fi fost la Liga 4, care e considerat un eșalon
amator, deși chiar și Liga 3 are statut de fotbal semi-profesionist, însă din punctul meu de vedere aceste evenimente n-au loc ce căuta pe un teren de fotbal. Ai spus, ai punctat foarte bine că am o colaborare și cu Asociația de Fotbal Medinți. Într-adevăr, principalul meu rol acolo este, aș putea numi de IT-ist. Noi avem două platforme, una frfagf.ro cu interfață pentru publicul larg, în care introducem meciul etapei, scorul, jucătorii folosiți, schimbări, cartonașe și marcatori, iar a doua, o platformă Football Connect, care este făcută de FIFA, în care în momentul în care vrei să legitimezi un jucător, trebuie să-l introduci în această platformă. De exemplu, tu dacă ai jucat, Romeo, să zicem, la Barcelona acum 3 ani și vara aceasta vrea să te ia, nu știu, FCSB sau Craiova lui Mitelu, ce dorești tu, acolo în platforma aceea se vede dacă tu mai ai contract, nu se vede valoarea contractului, fiindcă sunt sume confidențiale, dar se poate vedea. Da, adică dacă mai ești activ. Da, dacă mai ești activ, foarte bine punctat. Revenim la campionatul județean, urmează returul care trebuie să joace sâmbătă la ora 17:30 în comuna din Arad. Rămâne de văzut dacă în urma sancțiunilor pe care Federația cu siguranță le va aplica miercuri echipei din Deciofi, că jucătorii respectivi au fost convocați printr-o adresă oficială de către Federație să prezinte miercuri la ora 15:30 la Comisia de Etică și Disciplină din cadrul FRF, fiindcă, după cum am zis, este condiția organizată de FRF. Sancțiunile, din punctul meu de vedere, fiindcă și am citit de atâta regulamentul, vor fi drastice atât din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al etapelor de suspendare. Probabil jucătorii vor lua între 16 și 24 de etape. Bun, cine va plăti acele amenzi, ca să spunem așa, le despăgubi? Jucătorul sau clubul? Nu, conform regulamentului, amenda îi se aplică jucătorului și sancțiunea, dar sancțiunea financiară intră în obligația clubului. Deci clubului trebuie, te suplește în solidar, adică cum ar veni, clubul este cel care este obligat să achite amenda, în caz contrar, Federația Română de Fotbal va face probabil somație către Asociația Județeană de Fotbal de Medinți pentru a nu mai primi echipa în campionat. Repet, în cazul în care în termen 30 de zile nu s-a achitat aceste amenzi. Poate vă da Federația după de clemență și vor fi niște amenzi mai mici, dar conform regulamentului în niciun caz. Bun, astfel de înțeleg că echipa Recolta Dânciu nu sunt fotbaliști, nu sunt profesioniști, chiar mai mult decât atât cineva declara într-o știre pe care chiar tu ai redactat-o, că ei se întâlnesc doar la meciuri pentru că în rest lucrează fiecare. Este ca și cum ar fi echipa celor Andorei sau nu? Da, într-adevăr. Sau Insulelor Feroe. Da. Recolta Dânceu beneficiază de un lot valoros ca și valoare individuală. Faptul că ei nu fac antrenamente, fiindcă fiecare are serviciu, mulți de la Dânceu fiind chiar cadrul mai, nu le permite programul să întâlnească decât la meciuri. Asta e un dezavantaj pentru fotbalul medințean, fiindcă în alte județe, mă refer aici la Raș și Timiș, jucătorii se antrenează de cel puțin 3 ori pe săptămână și sunt chiar remunerați. La Medinți, din câte știu eu, jucătorii joacă de plăcere. Bun, dar mergând pe același principiu, înseamnă că oricine se poate înscrie într-o competiție, chiar dacă e fotbalist sau nu. Da. În cazul acesta vorbim de fotbaliști care nu se antrenează. Da, nu, regulamentul nu te împiedică, chiar și tu, Romeo, mâine, uite, la clubul meu te poți legitima, de exemplu, nu te împiedică nimeni să nu te legitimezi. Acum depinde de tine dacă dai randamentul la nivelul eșalonului respectiv. A, deci fiindcă jucătorii au statut de amator, da, la acest nivel. Bun, am putea spune că asta este imaginea fotbalului mehedințean la ora actuală, pentru că ai spus că Recolta are un lot valoros și un lot valoros pentru că la urmă trebuie să fie o emblemă a fotbalului mehedințean. E un lot datorită rezultatelor lor. De acord, fiindcă Recolta Dânceu a câștigat 3 titluri în ultimii 4 ani. Practic, la nivel județean, e cea mai bună echipă. Nu poate contesta nimeni lucrul acesta. Însă, repede, la nivel județean, la nivelul județului Mehedinți, atunci când întâlnim campioana unui județ puternic, cum e cazul Aradului sau Timișului, suntem la lumină. Într-adevăr, suntem poate în același nivel cu Gorjul și Carașul. Cu mult suntem sub Dolj. Dacă tot am amintit de Gorj, campioana de la Gorj, CSU Turceni, a câștigat prima manșa a barajului cu reprezentanta din Caraș Severină, Slatina Timiș. Este o comună înainte de Buchin, înainte de Caransebeș. Bun, astfel de faptele probabile nu ar trebui să se întâmple, deși am văzut că se întâmplă și la case mai mari. Însă nu cred că la acest nivel, adică nu-și permit să
Va putea suporta clubul o asemenea amendă? Adică da, mi-e greu să cred, dar o amendă ca asta de 10.000 de euro. Da, practic acesta este bugetul în întreg sezon, care trebuie achitat într-o lună. Nu știu acum, eu nu știu de ce finanțe dispune clubul Recolta Dânceu. Asta rămâne conducerea să analizeze aceste fapte. Fiindcă grav este, uite, de exemplu, arbitrul lovit era și el tucadru mâini. Lucra undeva la penitenciarul Giurgiu, dacă din câte am înțeles. Iar cel care l-a lovit este tot cadrul meu. Tot cadrul meu. Cu atât mai este, cu atât mai reprobabil, pentru că acești oameni poartă mereu emblema de siguranță și încredere. Da. Adică ei ar trebui să apere. Într-adevăr, ei au dreptul să practice aceasta. Și să fie împotriva infracțiunilor, nu să le, să le comită, cum ar veni. Au tot cadrul legal să practice această meserie în timpul liber, cum și arbitrul de la Giurgiu, am spus că lucrează în cadrul penitenciarului. Însă, ceea ce s-a întâmplat pe teren, domnule, eu n-am fost, de exemplu, la meci, fiindcă eu, care reprezentam ProSport, trebuie să mă ocup de 3 județe și a trebuit să mă duc la Turceni. N-am fost la meciul respectiv, a fost colegul meu de la Arad, de la ProSport, și am vorbit cu el. Într-adevăr, arbitrajul a dezavantajat echipa gazdă. Însă asta nu scuză nici de cum reacția echipei din Dânceu. Vedem Romeo Greșel la campionatul mondial în Champions League, iar nimeni nu sare să bată arbitru. Corect. Se răfuiesc altfel. Da. Bun. Revenim la celelalte echipe, pentru că ne-am lămurit de Recolta Dânceu. Cum a ajuns fotbalul mehedințean în opinia ta? Că ești de mult în acest adică ești în acest domeniu. Da, de 20 de ani. Am făcut 20 sportiv. De ani în această iarnă. Am făcut 20 de ani de când activez. De pe vremea când avem echipe bune. Da. Uite, eu cum s-a ajuns aici eu și cine ar fi de vină? Eu când am intrat Romeo oficial în mass media în 2003, în ianuarie, aveam la vremea respectivă, în Liga a treia, era CSS Vârnav, echipa șantierului naval, aveam Minerul Mehedinți, echipa de la Valea Copcii, și Dierna Orșova. Trei echipe aveam Mehedinți în Liga a treia, plus Building Bunjumare, care tocmai ce promovase în Liga a doua. Deci aveam patru echipe la nivel național. Drobeta, nu, trei în Liga a treia și una în Liga a doua, în 2003, când am intrat eu în presă. Drobeta se desfințase, că a fost o perioadă atunci, un scandal monstru de blat cu Chimica Târnăveni. A fost reactivată ulterior în 2007, deja Unică și Cristi Burci. Din păcate, că m-ai întrebat cine este vinovat, din punctul meu de vedere, factorii locali. Fiindcă nu se poate susține o activitate fără susținerea financiară a autorităților. Ne uităm la comune. Toate aceste comune de care vorbim, inclusiv Socodor, sunt susținute de factorii locali. Ca să revenim la Oltenia, Consiliul Județean sau Consiliul Local. Filiaș, de exemplu, un oraș de 15.000 de locuitori, cred, are echipă la Liga 3 care a fost pe loc de baraj de promovare. Au jucat chiar și optimile sau sferturile Cupei României în urmă cu 3 ani. Ne uităm și la Cetate, o comună din Dolj pe malul Dunării, a avut echipă la Liga 3-a, nu mai are în prezent. Sunt o grămadă de comune care sunt sau orașe mai mici care sunt susținute exclusiv de comunitatea locală, dar și probabil de Consiliul Județean. La noi acest lucru nu se întâmplă. De ce? Nu m-am explicat nicio. Bun, Consiliul Județean am văzut că susține în ultimii ani, dar cu echipamente, cu sume. Da, Consiliul Județean mici care și, da, care și le permite. Dar eu mă refer la nivel înalt. Consiliul Județean a oferit o sumă importantă tuturor echipelor din județ, din Liga 4-a și a 5-a. Le-a plătit baremurile de arbitraj, o sumă destul de mare pe un sezon convențional, undeva la 1.300.000 de lei vechi. Într-adevăr, este un ajutor binevenit pentru echipe, fiindcă poate multe din echipe nu și-ar fi permis aceste baremuri, ci s-ar fi desfințat. Asta a făcut un lucru extraordinar Consiliul Județean. Azi știu că a sprijinit și eu cluburi, că am văzut recent o postare, cluburi juvenile de copii și juniori, ceea ce iar este un lucru îmbucurător. Însă noi vorbim aici de fotbal senior și profesionist. Bun, vorbim de sprijin din partea autorităților locale și vorbeai de Dierna Orșova. La această oră stadionul, da, stadion frumos, arată jalnic. Mai mult decât atât, vestiarele, da, au fost cineva le-a pus pe Facebook, au fost vandalizate, deși fuseseră renovate, iar înăuntru sunt echipamente, sunt echipament sportiv, minci, da, și așa mai departe. Așa este, Romeo, dar lăsate la voia întâmplării. Totul ține de comunitatea locală, de diriguitorii
localităților respective. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, dacă un primar nu este iubitor de sport, acea localitate nu are sport. Punct. Sau fotbal, sau handbal. Fiindcă la noi ce e grav, Romeo, am înțeles că noi nu avem fotbal. Dar noi nu avem niciun alt sport. Noi nu avem handbal, nu avem basket, nu avem volei, nu avem polo, nu avem, o să avem un bazin, nu știu, sunt de echipă campionat de polo. Poate facem și noi. Adică am înțeles că poate nu ne pliem pe un anumit sport, dar noi nu ne pliem pe niciunul. Asta e problema. Adică suntem singurul județ din România care nu are sporturi de echipă. Cu excepția a promovat de 2 ani, după cum am zis, Viitorul și Mian, o echipă în care s-a avut destul de mare buget din informațiile pe care le dețin, un buget spre Liga a 2-a, mijlocul clasamentului, însă care a clacat lamentabil. Locul 4, din punctul meu de vedere, la valoarea lotului, cu jucători care au jucat în Liga 1 și a 2-a, nu reflectă, nu justifică acel buget, dar, după cum am spus, fiecare își gestionează, cum știe, un club. Dar, păcat însă, cheltuie banii neconform, adică banii ar trebui plătiți, din punctul meu de vedere, eu dacă aș fi conducător, nu aș da salarii mari, cum știu că s-au dat, aș da salarii acceptabile, dar prime de obiectiv triple decât salariul. Adică să premiezi performanța. Să-i motivezi. Să motivezi, nu, fiindcă jucătorului, dacă dai un salariu de 2000 de euro, el nu mai are nicio motivație, nu-l mai interesează, practic, dacă el va câștiga sau nu acel meci. Că trăiește liniștit din acei bani. Dacă tu îi oferi 800 de euro pe lună, dar în cazul în care deplinește obiectivul, îi mai dai 5000 de euro la finalul campionatului, eu cred că va juca altfel, ca să-și încaseze acea primă de obiectiv. Bun. Deci Mehedințiu, cum să spun, a decăzut în asemenea hal, asta în condițiile de în care, mai bine de 10 ani. În condițiile în care Mehedințiu era pe vremuri un adevărat izvor de talente. Da, Romeo, fotbaliști mari care au plecat de aici. Fotbaliști mari, să nu uităm că Boștină, dar și anteriorul de Stoican, și așa mai departe. Să nu uităm că Drobeta, ASE Drobeta sau CSM Drobeta la un moment dat a avut 15 ani consecutiv în Liga, în divizia B, cum se numea pe atunci. Din 1978 până în 1992, ceva de genul acesta. Ulterior, ceea ce s-a întâmplat după Revoluție cu fotbalul mehedințean, deci suntem unicat în țară, am și eu colegi, toți mă sună, mă întreabă, mai fac glume de mine, bă, dar la tine acolo de ce nu te muți? Că și așa n-ai ce scrie. Din păcate, vina, ți-am spus, din punctul meu de vedere, e, dar nu numai e factorii locali, autorității locale, eu cred că și partea privată ar putea să implice, fiindcă avem și noi totuși medinții destul de mulți oameni potenți financiar. Însă, din ce motiv nu se dorește, poate dânsii pot să ne răspundă. Sau fotbaliști, sau, eu știu, vedete plecate de aici. Iată, am auzit recent de inițiativa lui Nane, celebrul nostru orșovean, care zice că vrea să investească în echipă, deși nu vrea să investească banii lui, ci face o colectă publică, până la urmă. Da, acum n-aș vrea să acuz omul, nu am vorbit în viața mea personal, n-am vorbit cu el, dar din punctul meu de vedere, mi s-a părut mai mult o chestii de imagine, sper să mă înșel. Adică nu se va face din Orșova, m-am interesat și eu că sunt jurnalist, nu sunt bani pentru așa ceva, nu se va reactiva echipa, au fost doar așa o declarație de intenții. Da, o intenție bună și lăudabilă, chiar și eu am scris în ProSport, e lăudabil ceea ce vrea să facă celebrul cântăreț de la Orșova Nane, dar nu se poate, fiindcă i-au făcut un site în care cu donații și au strâns într-o lună 1500 de euro, adică o sumă în care nu se ajunge nici să tunzi iarba și să cumperi un rând de echipament. Bun, trebuie să luăm o pauză de publicitate, dar vreau să discutăm după aceea, să trecem la lucruri și mai frumoase și înțeleg că ești un activ patron de echipă, ca să spunem așa. Da, e mult spus. O echipă de suflet a Mehedințului. Da. Dar luăm o pauză de publicitate, după care revenim cu aceste aspecte. Cu
Consiliul Local și Primăria Comunei Vaideeni, Consiliul Județean Vâlcea, Asociația Culturală, Moștenitorii și Fundația Vaideeni vă invită la cea de-a 55-a ediție a Festivalului de Folclor Pastoresc Învârtit a Dorului Vaideeni, în zilele de 24 și 25 iunie. Sâmbătă 24 iunie, începând cu ora 16, vor avea loc la Căminul Cultural Bartolomei Todeci evenimente cultural-artistice, iar începând cu ora 19:30 va avea loc pe platoul Învârtit a Dorului lansarea albumului folcloric Acasă-i la Vaideeni, al solistelor Ana Maria și Monica Iorga. Grandiosul spectacol susținut de Robert Târnăveanu, Dumitru Stoicănescu, Ana Maria Iorga, Marian Medregoniu, Monica Iorga și mulți alții va fi transmis de televiziunea Accent TV Oltenia. Duminică 25 iunie, începând cu ora 11 la Centrul Civic Vaideeni, va avea loc deschiderea festivităților, Parada Portului Popular, iar la ora 13 un spectacol folcloric susținut de formații din mai multe județe ale țării. Vă așteptăm pe Plaiuri Vâlcene, la Învârtita Dorului Vaideeni. Vrei să schimbi acoperișul? Construiești o casă nouă și vrei acoperiș durabil și ușor? Noi suntem soluția! Acoperiș Oltenesc vă oferă vânzare și montaj acoperișuri complete cu țiglă metalică, tablă cutată, tablă click, tablă modulară, jgheaburi și burlane. Acoperiș Oltenesc vine cu modele unicat pe piața din România. Atenție! Promoție! Oferim culori mate la preț de culori lucioase. Ne găsești pe acoperișoltenesc.ro sau pe Facebook Acoperiș Oltenesc și la telefon 0747 017 083. Vienna Medical. Vienna Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extra corporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Vienna Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter, sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56. Clinica de frumusețe Estetica, cu o vechime de peste 15 ani, în Târgu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, bloc 26, parter, vis-a-vis de Liceul Teologic. Vă așteaptă într-un mediu ambiant cu servicii de calitate pentru frumusețea dumneavoastră. Cosmetică, estetică facială și corporală, masaj, tunel, manicură, coafură, micropigmentare și multe alte servicii de înfrumusețare. Programări la numărul de telefon 0765 166 477. Clinica de frumusețe Estetica. Îți face viața mai frumoasă. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să-ți spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Suntem la emisiunea Statul de Drept. Alături de mine este jurnalistul sportiv Mircea Oglindoiu, colegul nostru de altfel. Și te întrebam înainte de pauză despre faptul că ai reactivat o echipă celebră a acestor meleaguri, echipa CFR Turnul Severin, CFR, da. Turnul Severin, care i-ai pus și numele CFR 43, nu? Da, pot să și explic, că mulți m-au întrebat de ce 43. În primul rând, ce a însemnat această echipă pentru... pentru județul Mezinți și, în al doilea rând, îți trebuie mare curaj să te apuci, da, să susții o astfel de echipă. Cum s-a întâmplat? Într-adevăr, ca să fac un scurt istoric, o echipă înființată în 1928. E singura echipă din Mezinți care a câștigat un trofeu național la seniori, mai exact Cupa României în 1943, 4-0 în finala cu Sportul Studențesc, disputată pe stadionul Carol I, cum se numea la vremea respectivă, ulterior ANEF.
O echipă care a fost și vicecampioană națională a României în 1942, dar care s-a desființat în 1958. În ultimii ani ai carierei, în staff a făcut parte și unchiul meu, Tristaru. Practic, el mi-a insuflat când eram copil așa o parte și mi-a povestit foarte multe despre CFR. Printre primele mele articole din presă la ediția specială de Oltenia au fost despre CFR. Date pe care le-am de la medicul echipei de la vremea respectivă, Negoiescu, din păcate dânsul a decedat între timp. Eu am activat această echipă după exact 60 de ani de la dispariție. Pe modelul Ripensia Timișoara, o altă echipă emblematică în perioada interbelică, câștigase 6 titluri de campioană a României și 4 cupe. La fel, după schimbarea regimului politic de după al doilea război mondial, aceste echipe au dispărut. Nu chiar e cazul CFR, dar echipele considerate burgheze de regimul comunist, mă refer la Carmen București, la Ripensia, la Juventus București, Unirea Tricolor și așa mai departe. Să revin, eu am reactivat acest club în 2018, am început demersul, exact după 60 de ani de la dispariție. Am luat toate avizele necesare, mă refer la disponibilitatea de nume de la Ministerul Justiției, certificat ulterior de identitate sportive de la Ministerul Tineretului și Sportului, iar în 2019 ne-am înscris în Campionatul Național de Fotbal în Sală. De futsal. Da, de futsal, cum este el cunoscut. Ne-am calificat în prima Liga Elitelor încă din primul sezon, însă ulterior a venit pandemia și nu s-a mai putut continua campionatul. În al doilea sezon ne-am reînscris din nou și am fost surpriza campionatului, fiindcă practic la primul nostru sezon complet, că cel anterior nu se încheiase, la fel ca niște probleme care erau prin anii 40 cu războiul de CFR, n-a putut să termine campionatul, și ne-am clasat pe locul 4 la nivel național, după ce am învins și am eliminat echipe cu 20 de ani de tradiție în futsal românesc. Mă refer la cele în general din zona Ardealului, CSM Târgu Mureș și Târgu Secuiesc. Bun. Cât de greu este să ții o astfel de echipă? Unde ai găsit jucători? Da, la futsal să știi... Cum joacă totuși fără să am înțeles de plăcere? De... Da, fiindcă la nivel juvenil echipa noastră a fost de under 19, niciun club de pe raza județului Medinț nu plătește jucătorii. Diferența e că alte cluburi le cer bani la copii, noi le ofeream le ofeream echipamente gratis și mese după fiecare meci. Dar asta e o altă discuție. Am renunțat la secția de futsal din cauza cheltuielilor exorbitante, fiindcă noi trebuia să jucăm foarte multe meciuri în zona Ardealului, la Târgu Mureș, la Odor Cheiu Secuiesc, la Târgu Secuiesc, la Arad, și la Deva. Și bani de deplasări. Și de cazare, fiindcă nu te poți duce în acea zonă. Jucam și la Ișanița două etape. La Ișanița, bineînțeles, fiind aproape aici lângă Craiova, plecam în ziua meciului. Dar nu te poți duce în centrul țării, 445 de kilometri, fără cazare. Iar o cazare de două nopți și un autocar te ducea undeva la 7.000-9.000 de lei. Undeva, nu știu, între 1.500 și 2.000 de euro, să zicem. Cheltuieli pe care eu nu mi le permit, fiindcă nu sunt patron, nu? Sunt treci eu din mass media. Am primit și o susținere financiară din partea Primăriei Drobeteatul Severin de 20.000 de lei, dar ți-am spus, dacă o deplasare mă costa între 7 și 9.000, fă și tu un calcul cât că mi-au ajuns de 3 deplasări, poate nici 3 deplasări. N-am mai putut să susțin financiar echipa și m-am reorientat și eu și o să revenim la sportul care a consacrat, practic, CFR Turnul Severin, mă refer la fotbal. Deja am activat secția 1-19, avem 25 de copii estimați pe care îi vom înscrie în campionatul național 1-19. Vrem ca până în toamnă să activăm și grupele de under 15, under 13 și under 11. Deci doar la under este? Nu, eu am un proiect, dar pe care îl voi anunța la 1 iulie. Uite, îl spun în premieră la voi. Echipa va activa și la nivel de seniori. Deci, practic, oficial, CFR revine în iarbă în după... În Liga A4. A4. Da. Păi nici nu poți altfel, Romeo, fiindcă nu poți să te înscrii direct în Liga A3. Și o să jucați cu Recolta Dăncău. Teoretic, da. Da. Practic, acesta este proiectul. Eu tot, de când am invitat acest club, am spus și la când m-ai mai invitat, am purtat niște discuții cu niște oameni din zona Arabiei, din Iordania, dar și din Hong Kong. Mă rog, nu e zona Arabiei, dar din Asia.
Oamenii sunt reticenți ca să vină să investească în România. Iar cine vine să investească în România în fotbal, nu vine doar pentru fotbal, omul vrea să facă și un business. Probabil s-au interesat despre țara noastră cât de corectă e și la nivelul corupției și s-au cam speriat. Și despre județul care e. Da, mă rog, despre România în general, dar discuțiile au rămas... Care e foarte dezvoltat din punct de vedere economic. Corect. Discuțiile au rămas în continuare, deși nu mai sunt așa de actualitate, însă la ultima mea discuție mi-a zis că e interesat să vină doar dacă echipa promovează în Liga 3-a. Nu este interesat de un campionat județean care este unul de amatori. Deci, practic, de la Liga 3 în sus este campionat... Semiprofesionist, se numește. Semiprofesionist. Liga 2 profesionistă și Liga 1 profesionistă. Bun, să zicem că aveți ambiția și promovați, deși e foarte greu. Da, e greu să promovezi din primul an. Da, nu știu ce am face. De exemplu, dacă am promovat și investitorul din Hong Kong sau din Iordania n-ar veni. Nu știu, o să... Dar ai discutat o să pun echipa în brațe autoritățile locale. Dar, am fost special în Iordania pentru așa ceva. În Aman a fost, da, v-ați spus, oamenii s-au interesat. Degeaba le-am arătat eu imagini cu clisura care au rămas, ziceai că sunt în rai când au văzut aceste imagini cu clisura Dunării, pare una cele mai frumoase din Europa. Acum ei nu puteau să mă creadă pe mine pe cuvânt. Probabil m-au și prieteni sau cunoștințe tot arabi care sunt în România cu diverse afaceri. Probabil le-o fi spus să aleagă o țară civilizată. Da. Bun. Dar oameni de afaceri autohtoni, n-ai încercat să abordezi? Păi din Severin... Locali sau, mă rog, la nivel național? Romeu, nu știu, n-am văzut. Dacă nu trebuia să-i abordez, eu nu pentru CFR vorbesc, celelalte cluburi, că este o grămadă de cluburi juvenile aici din Severin. Eu știu că nu e niciuna finanțată de oameni de afaceri locali. Nu că n-ar dori cluburile, probabil nu finanțează, doar de autorități. Știu că, de exemplu, primăria acordă chiar și 2 miliarde de lei unui club sau un miliard altora. Noi am primit 200.000 de lei vechi care n-au ajuns de 3 deplasări. Da. Apropo de ajutorul dat fotbalului, am văzut țări cu tradiție în fotbal. M-am uitat recent la serialul de pe Netflix cu Neymar. Da, am zis că mă și eu n-am apucat, dar să urmăs. Copiii plecați din Mahala. Foarte săraci, jucau fotbal pe stradă printre gunoaie, exact, nu mai știu cum se numește localitatea în care s-a născut, da. Care a crescut, dar mai târziu li s-a oferit totul și astăzi în Brazilia li se oferă totul. Odată ce ajungeai la un club aveai absolut tot, inclusiv salariu și așa mai departe. Și părinții i-a ajutat, părinții și așa mai departe. Așa este, uite. Dacă ei intuiau, sau în Franța, celebrul Mbappé, luat de la casa de copii, da. Și crescut la o academie de fotbal. Poate aceste lucruri ar trebui să se întâmple și la noi. Asta vreau și eu să subliniez, că din păcate la noi sportul trecut nici măcar în plan secund. Adică undeva... Singurul care a încercat asta a fost Hagi și cu succes. Da, cred că e de apreciat ceea ce a făcut Hagi prin academia lui. În România sportul nu contează, nu sunt nici legile care să ajute cumva privatul să investească. Practic, privatul. Statul, până la urmă. Principalul pion trebuie să fie statul, cum e în toate țările, dar, de exemplu, în Liga 1, asta a fost și problema echipei armatei CSA Steaua, statul nu poate să dețină decât 49%. Deci, ca să joci în Liga 1, trebuie să ai susținere de 51% privată. Deci o comunitate locală nu are voie decât să susțină până la nivelul Ligii a doua, exclusiv sau, mă rog, cu mai mult de 51%. Dar sunt, uite cum e voluntari, în Liga 1, a fost și Chiajna, 49% comunitatea locală, conținut local, 51% diferite firme care, oricum, să fim serios, lucrează tot cu primăria. Adică... Da, dar banii trec prin firma lor. Da, trec prin firma lor, legal. La noi știu că lucrează și autoritățile noastre cu diverse firme, nu știu de ce nu... reinvestesc o parte din câștigul pe care practic îl primesc de la asta, nu? Se fac străzi, se fac parcări, se fac nu știu, se modernizează multe. Da. Maternitate. Că tot vorbeam de... Nu știu ce se întâmplă cu profitul acela al firmelor de la stat. Nu știu. Profitul... Adică, de ce nu reinvestesc o parte, mă refer, un 5%, un... Păi există acel 2% care... Nu, s-a făcut chiar 3,5%. 3,5% care se poate întoarce, da. Dar, mă rog, câți
doresc să sprijine firmele. Și eu am încercat cu acest 3,5%, n-am reușit cu nicio firmă privată, doar pe persoană fizică. Susținătorii. Da, dar sumele sunt undeva pe an la sub 100 de lei. Adică evident, nu suma... dacă omul de exemplu, la minim... nu, la minim economie e 27 de lei. Da, păi, dacă om, vine, e vorba de 3,5%. La un 5.000 de lei vine undeva la 80 de lei pe da, e pe trist. An, pe an, nu pe lună. E trist, e trist dar că... trist, erau meu, că cum, întrebarea mea, alte județe cum pot? Noi și cu Tulcea să știi că suntem cele mai județele cu cel mai sărac sport. Deci mai sunt și alții, nu suntem singuri. În Tulcea e singura, din câte știu eu. Dacă nu era Șimian, eram ultimul județ. Dacă nu, echipa de Șimian nu promova. Fiindcă noi, repet, nu doar fotbal, noi nu avem handbal la Liga 2, nu avem basket, nu avem volei. Ok, la basket și volei n-am avut tradiție, dar am avut la handbal și la băieți și la fete. Era, se juca acolo la Cildro jos, pe Bitum, ulterior de Lignitu, care a jucat în divizia B când s-a construit sala polivalentă. Adică se poate. Uite Dumbrăvița, dacă o comună ca Dumbrăvița de 3.000 de locuitori poate să aibă echipă în Liga 2, în Liga 2 vorbim română, comuna Dumbrăvița, nu? Severinul poate să aibă echipă în Liga 3. Bun, da, cred că totul pleacă și de la sportul de masă, adică și chiar de undeva de foarte jos. De exemplu, nu se mai face sport la școală, la școală, acel banal sport. Da, din câte știu și eu nu se mai face. Copiii care jucau fotbal, noi când eram totuși la școală, jucam fotbal pe terenul. Romeo, sau băteam mingea. Cum așa este, că băteam mingea, nu jucam fotbal, dar uite problema. Uite, de exemplu, când eram eu mic și tu, părinții ne băgau cu forța în casă. Acum ai scot pe copii cu forța din casă, să-i scoată din mediul ăsta online, nu știu, tablete, jocuri, Facebook. Pe noi, la ora, sau cel puțin pe mine, ca să mă vorbesc în numele tău, la ora 11 venea să mă bage cu forța să mă caute prin cartier ca să mă bage în casă. Jucam diverse jocuri, nu neapărat fotbal, ce se mai juca jocurile copilăriei. Acum e greu, uite, mă uitam un nepot, e cu greu îl scos din casă ca să-l trimiți la joacă. Bun, dar reveni la, asta nu mai există cluburi școlare, deci școlile aveau, erau celebrele cluburi sportive școlare. Nu, avem ce cluburi sportiv școlar. Mă rog, adică venea profesorul de sport, antrenorul de la păi cluburi. Păi am văzut că a făcut acum o campanie. Te vedea că joci fotbal la mai bine, zicea gata, vii mâine la echipă. Dar, meu, există cluburi sportiv școlar, am văzut că a fost și o campanie frumoasă, mă rog, au scris greșit, haideți la mișcare. Asta spune totul despre nivelul la care am ajuns. Dacă scriem haideți cu cratimă. Nu putem, adică eu ca părinte, dacă aș vedea, nu aș putea să-mi trimit copilul acolo. Nu, au spus, ulterior au spus că au greșit cei care au făcut. Păi stai un pic, Romeo, stai un pic, că tu dacă încerci să-ți fac un tricou cu CFR și eu în loc de CFR scriu, nu știu, FCSB, tu nu te uiți ce, ca să nu mai vorbesc, poate scriu o prostie, că-s nebun pe el, tu nu te uiți ce porți ce pe tine. Păi vine, scuze-mă, aparține ție, că care accepti produsul meu greșit. Ai o scuză așa de... Nu știu, pentru copiii mici, nici pentru aia pe care îi chema la fotbal. Adică pe mine ca părinte n-ai cum să mă convingi da, cu chestia de asta. O chestie care spune într-adevăr totul despre un club școlar care până la urmă se laudă cu performanțe. Nu are performanțe care nu sunt. Nu este performanță la clubul sportiv școlar Îndrăpetatul în Severin. Cred că e printre cele mai neperformante CSS-uri din țară. N-are decât 3 secții. La handbal la un moment dat ajunsese din 6 posibile 6 grupe să n-aibă decât o grupă în campionatul național. Despre ce vorbim aici? Dar stăm bine, am văzut la canotaj, caia, canoie și așa mai departe. Da, asta e o altă discuție. Fabricăm campioni. Fabricăm, dar nu-i fabricăm noi. Și de ce spun asta? La Orșova e vorba de centru național. Și la Orșova și la Severin, am înțeles. Nu, la Severin sunt câțiva copii care i-au înscris pe secția din Severin ca să existe acea secție, dar nu se antrenează în Severin, se antrenează în Orșova, tot la baza nautică. Corect. Care aparține al Ministerului la UNSS-ului. Iar acei sportivi, din păcate, nici măcar unul care face performanță, cu o singură excepție, un Cârmaș și Adrian Munteanu, nu este din Medins. 90% sunt din zona Moldovei. Forma. Deci este un centru de formare. E un centru de formare. E lăudabil, au cele mai bune rezultate, deși se află în... Pe un pantă descendentă, nu mai e ce a fost. A fost la un moment dat cel mai bun club de caiac, canoe, juvenil din lume și de canotaj. Acum e un club normal din România. Rezultatele nu mai sunt ceea ce au fost. Nu știu, acum e vine, a fost un scandal acum 3 ani cu desfințarea clubului. Atât din punem directori politici pe acolo. Antrenorii am văzut că de pe la Orșova sunt consilier local în cadrul primăriei Orșova. Da, mă rog. Nu prea înțeleg asta eu, poate mă înșel, nu văd eu lucrurile bine, asta nu înseamnă că ceea ce spun eu e corect.
De ca să ajute clubul. Da, pe l-a ajutat enorm. Dar eu tot timpul am spus ceea ce am gândit și nu m-am ascuns după cuvinte, cu orice risc. Fiindcă eu ceea ce spun e și adevărat. Chiar dacă poate îl nuanțez, nu neapărat să înțeleagă toată lumea, dar eu n-am spus niciodată un adevăr. Adică eu când spun ceva am și sursele din spate și sunt bine documentate. Bun, foștii sau vedetele fotbalului românesc care au plecat de aici, sunt destule, au încercat vreodată să... Din Severin, niciodată. Să reactiveze. Iată, l-am văzut pe Flaviu Stoican, care are o academie. Se zbate să... Da, Romeo, sunt de lăudat aceste academii. Flaviu Stoican a spus că va face academie pe modelul lui Gheorghe Hagi. Scuze-mă, academia Flaviu Stoican poate să pe mine e sub o școală de fotbal ca Lucea Frunza Sporchiț. O academie, Romeo, dacă te numești academie, tu trebuie să ai cel puțin 10 grupe. Ei au 3. 10 grupe. Da, de copii. Asta nu e academie. Plus posibilități să-i aduci de peste tot din țară, să-i cazezi, să-i trimiți la școală și așa mai departe. Deci, uite, când mă întâlnesc cu Flaviu, tot i-am scris articolul în urmă cu 8 ani, a spus că vrea face aici în Oltenia o academie similară cu a lui Hagi. Adică, dacă aude Hagi, râde și de mine și de Flaviu. Ne bate pe amândoi. Oricum ne bate că omul e la nivel. Bun, dar totuși Hagi a reușit. Hagi a reușit, Romeo, într-adevăr. Și a fabricat fotbaliști, adevărat. Adică Flaviu Stoican a câștigat și el destul de mulți bani, că a jucat în străinătate, în Ucraina, ca și la Dinamo și la Craiova, dar nu comparăm cu sumele pe care le-a câștigat Hagi. Iar Hagi, din informațiile mele, a fost susținut și de autorități. Chiar și de privat, avea niște sponsori multinaționale. Acum a semnat un parteneriat cu Consiliul Local și Județean Constanța. I-a schimbat și denumirea echipei din Viitorul în Farul, vor face stadion de 100 de milioane de euro. După cum ziceam, fără sprijinul autorităților nu poți să faci. Drept dovadă, uite, au luat campionatul. Nu le dea nimeni nicio șansă. Da, și nu e prima oară când îl câștigă. Da, e a doua oară când câștigă campionatul. Precedenta performanțe pe Viitorul, pe titulatura de Viitorul, dar practic tot Hagi conducător, tot Hagi, el centrează, el dă cu capul, ca să glumim, dar ceea ce face Hagi, fiindcă sunt și destul de mulți copii severineni care au plecat de la cluburile juvenile din Severin, care au ajuns la Hagi și am mai stat și eu de vorbă cu ei sau cu părinții, adică e alt nivel la cum se lucrează acolo, nu compar cu la modul în care se lucrează la noi. Bun, să vorbim un pic și de fotbalul feminin. Am văzut că există, avem o echipă care, mă rog, se zbate. Se zbate, într-adevăr, dar e de lăudat. Ia amploare această... Da. Și fotbalul și în rândul fetelor. Da, e în România, fiindcă dacă ne uităm pe plan mondial, fotbalul feminin a luat amploare undeva în urmă cu 4 decenii. Noi, într-adevăr, la nivel de echipă națională, suntem un fel de, ce ai zis, insule Feroe la fotbalul da, masculin. Da, cu bucătari, cu electricieni, cu nu știu. Suntem departe. Aici într-adevăr, cu polițiști. Dar ce face Daniel Ispas, cu el și președinte și antrenor, e de lăudat. Adică el a mizat, deși era echipa înscrisă în Liga a doua la seniorii, mizează foarte mult pe junioare. Într-adevăr, rezultatele nu-l avantajează, scoruri astronomice, dar asta nu înseamnă că nu poate să lanseze. Dacă, uite, chiar a avut și că a avut două fete convocate la Lutul Național Under 15. Ceea ce e un lucru bun. Da, e de lăudat. Că știu și el se zbate, cum am zbătut și eu cu CFR-ul, el probabil a avut mai multe finanțare, locală mă refer. Și noi, uite, când am aflat la CFR, am avut, la un moment dat, 3 jucători la lotul național a României. Adică, în 2 ani, eu zic că am muncit, am făcut treabă bună și eu zic că mă face și la fotbal. Bun. Mai avem foarte puțin, am înțeles, de la colegul, 5 minute. Aș vrea să te întreb cum, pentru că te pricep foarte bine la sport și la fotbal, cum vezi situația actuală la nivel puțin mai înalt, că Mehedinți m-am lăbunit, la nivelul echipei naționale, pentru că, iată, nu ne mai regăsim drumul către campionate. Adică, măcar așa să fie ajuns în grupe, să jucăm 3 meciuri, să venim acasă. Corect. Tot era ceva. Era ceva, din păcate, Romeo. Ne întoarcem la discuția anterioară. Acea generație de aur, cum mi s-a spus, deși ca să numim generația de aur trebuie să câștige aur, noi n-am ajuns decât în primele 5 echipe ale lumii, a beneficiat de un sistem de pregătire care a plecat din anii 80, din comunism. Acolo s-au pus la punct, practic toate întreprinderile, toate, nu era fabrică care să n-aibă echipă de fotbal la nivel de Liga 4, ca să nu mai vorbesc de Era ordin. Era ordin.
De acord, erau niște centre naționale, cum a fost acel Luceafăr, unde a crescut la un moment dat și Hagi. Și noi am beneficiat de acea bază și am avut acele rezultate din anii 2000, din anii 90. În anii 2000, când a început să apară generația de copii din 90, rezultatele au dispărut treptat, treptat, până am ajuns în prezent să ne luptăm cu bucătarii sau să ne fie frică de Andorra. Sau de Kosovo. Da, mă șocam acum. Da, Andorra ce are? De acord, fotbalul s-a echilibrat, numai e că în anii 90 sau 80, unde diferențele erau mari. Dar dacă ai ajuns să-ți fie frică de Andorra și de Kosovo... Iar vina cui aparține, eu nu, adică din punctul meu de vedere, Răzvan Buleanu nu are nicio vină aici, fiindcă Răzvan Buleanu a avut ghinionul, se află într-o perioadă moartă a fotbalului românesc. Fiindcă dacă era în perioada lui Mircea Sandu, sunt convins că rezultatele erau aceleași, nici mai mari, nici mai slabe. Sandu a beneficiat de o generație excepțională, Burleanu a preluat o generație de jucători cărora le-a lipsit abecedarul fotbalului, fiindcă, din punctul meu de vedere, antrenorii, cei mai importanți sunt cei de la copii juniori. Selecționerul, ce poate să facă selecționerul în 3 zile? Sau tu nu mai înveți pe un jucător de 28 de ani cum să lovească mingea? Asta se învață la under 15, under 19. Ca selecționer trebuie să fii un bun pedagog, un bun psiholog și să ai un format să fii inspirat în momentul selecției. Din păcate, nu avem nici antrenor care să fie inspirat și nu are nici bază materială, că nu are pe cine să selecționeze. Bun, nu avem antrenori care să fie inspirați aici la noi, deși sunt inspirați prin alte părți. Am avut antrenori de succes care, inclusiv rândui, care n-au făcut nimic aici, dar a reușit să facă ceva pe unde a fost. Unde, Romeo? În Arabia Saudită. Eu am fost acolo. Bineînțeles că nu compar campionatul din Arabia Saudită cu cel din Iordania, dar în Iordania, adică un nivel de Liga a doua din România, prima ligă. Sub Liga a doua, poate. Nu, vorbesc de... Da, într-adevăr, Arabia Saudită e un campionat puternic, cu miliarde de euro, ai văzut, s-a dus Cristiano Ronaldo, s-ar putea să ajungă și Messi, e alt nivel, dar totuși nu compari. Adică, Olăroiu a câștigat, cred că are 20 de trofee în zona arabă, dar nu știu dacă ar face față în fotbalul european din vest, mă refer, nu prin Bulgaria, România sau Ucraina. Fotbalul adevărat e în Anglia, în Spania, în Italia, în Germania, în Franța, acolo ești antrenor. L-am avut pe Mircea Lucescu, din păcate federația nu l-a dorit niciodată pe Mircea Lucescu. Se spune că din cauza impresarilor fraților Becali, care aveau între interese, nu aș vrea să intru prea mult în amănunte, că n-am nicio dovadă. Bine, și ne întoarcem până la urmă, deci în afară de faptul că nu s-a investit nimic, a fost, cum să spun, grevat și de foarte multă corupție ani de zile fotbalul românesc. Da, păi am avut scandaluri. Cooperativa. Da, uite, Romeo, aceeași corupție a existat și în Italia. Juventus a fost retrogradată în eșalonul secund pentru fapte, pentru blaturi. Și acum e suspendată, i s-au ridicat și câteva puncte. Italia joacă. Și de-aia nu joacă Italia, nu? De juca finala, nu? Mondială și de-aia nu e Italia la nivel înalt. Într-adevăr, nu au ce căuta. Fotbalul trebuie să fie curat, cum era fotbal romantic în perioada CFR 43, unde se juca, nu exista corupție, se juca un fotbal romantic, îmi place mie să-l denumesc, erau alte vremuri, într-adevăr, nu trăia nimeni din fotbal, toți lucrau în diferite întreprinderi, dar se juca al fotbal, adică nu era corupție, se juca de plăcere. Acum e totul financiar, adică un jucător te trădează în secunda 1, nu există. Cum zicea Mihăiță, Pleșan, el ținea cu 5 echipe. Când a ajuns la Craiova, era fan Craiova de mic, când a ajuns la, la Rapid, fan de Rapid de mic, la Dinamo și la Steaua la fel. Și până la urmă e de înțeles, să zicem că jucătorul trebuie să-și câștige o existență, dar nu se mai pune suflet ca pe vremurile astea, vreau să spun. Bun, pe final de emisiune aș vrea să te întreb unde vezi echipa ta CFR în următorii ani? Acum depinde dacă mai aștept Dumnezeu, adică cine vine să investească, fiindcă eu cu cine am vorbit, dacă vrea să vină, proiectul e de Liga 1 în 5 ani. Deci nu, dar în 5 ani. Deci pe un proiect care ar, da, și-ar atinge obiectivele. Asta numai cu investitori străini, repet. Dacă nu se va concretiza, nu știu unde văd. Eu n-am decât de Liga 4. Dar eu dacă promovez, nu știu, o cedez gratis autorităților. Da. Și poate autoritățile, că tot vine un an electoral, vor întinde o mână. Să sperăm. Din păcate aici se termină timpul emisiunii, pentru că nu timpul este deasupra tuturor.
Corect. Timpul este cel mai mare dușman al nostru. Mulțumesc, Mircea, pentru prezență și să sperăm că fotbalul mehedințean va crește odată cu noua ta echipă. Mulțumesc, Romeo, pentru invitație. Doamne ajută și să ne revedem la anul pe vremea aceasta și să vorbim cu rezultate mai bune. De baraj, dar nu de baraj cu scandal, cum a fost acum. Bun, dragi prieteni, aici se încheie emisiunea din această seară. Vă doresc o săptămână minunată. Toate cele bune!